Уважаемые телезрители, добрый вечер. Сегодня пятница, 13-е, хорошая дата. Я Анатолий Голя. Подводим итоги недели на РТР Молдова. И не только итоги недели, но и итоги всего политического сезона, если можно так сказать, потому что это последняя передача перед каникулами. И итоги парламентской сессии, которая, правда, еще две недели, состоятся еще два заседания, насколько я понимаю. Сегодня в нашей студии председатель парламента Андриан Канду. Добрый вечер. Буна сера, домнули președинте. Ne am înțeles că vorbim în română. Întrebările răspundem cum doriți. Eu o să le adresez în limba în care au fost date. Sunt multe întrebări de la telespectatori. Suntem în emisie direct. Întrebările pot să continue să vină. Domnule președinte. Bună seara. Bună seara, da. Am obosit de această temă, dacă sincer. Și noi și dumneavoastră de tema alegerilor locale. La alegerilor din Chișinău. Noi ultima dată am discutat în ajunul alegerilor, când se vorbea că vor fi alegeri, adică prin aprilie. Prin aprilie, da. Da, și am convenit că revenim. Iată, am revenit. Care este rezultatul? Cum apreciați? Ce să zic, suntem într-o situație foarte dificilă și, sincer, cele întâmplate mi-a dat peste cap foarte multe planuri și, într-un fel, ne încurcă în agenda care noi am setat-o. Pe neprins de veste, nimeni nu s-a așteptat la astfel de decizie a instanței de judecată. Noi, chiar dacă nu am participat direct nimijlocit, nu am avut candidatul nostru în campanie electorală și, respectiv, în această competiție politică pentru primăria Chișinău, am și recunoscut alegerile. Numai nu l-am felicitat direct pe câștigător, pe primarul ales, domnul Năstase. Dar ceea ce a urmat, fără să intru foarte mult în detalii, acum are dreptate instanța, nu are dreptate instanța de judecată, au avut dreptate instanțele superioare, Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție. Suntem în fața unui fapt împlinit, a unei realități și de aici trebuie să găsim soluții. Ieri noi în Parlament am încercat într-un fel să direcționăm o anumită proces, o anumită proceduri, o anumit mers al lucrurilor în așa fel încât să găsim soluții. Cea mai mare temere este că dacă noi nu luăm unele măsuri la a interpreta legislația, poate chiar a modifica legislația, tot ceea ce înseamnă agitație electorală, ziua alegerilor, ziua tăcerii, inclusiv puterea instanțelor de judecată de a interveni și a judeca o anumită anumite elemente din alegeri, atunci noi putem risca și riscăm că să ne trezim la astfel de decizii neașteptate în alegerile parlamentare. Să nu uităm că alegerile parlamentare sunt în sistemul mixt, că vor fi circumscripții electorale, uninominale, că vor fi concurenți care se vor lupta politic și unul va câștiga, iar altul va pierde sau alții vor pierde și cei care vor pierde vor merge în instanță de judecată probabil să se judece privind comportamentul, de exemplu, și ne vom trezi cu instanțe de judecată și cu decizii de genul ăsta și după aia vă dați seama ce haos o să fie. Iată de ce, pe de o parte, e bine că s-a întâmplat așa ceva deoarece creează un precedent la care noi trebuie să lucrăm și să găsim o soluție, pe de altă parte, chiar nu ne-am dorit să se întâmple așa ceva deoarece e o lovitură pentru partidul de guvernare, e o lovitură pentru guvernare, e o lovitură pentru imaginea țării, deoarece unii străini nu pun în considerare, nu iau în considerare că e un partid sau că e altul, privesc lucrurile ce se întâmplă în Republica Moldova ca atare. Și nu va fi ușor, sunt 60 de zile în care Comisia Juridică, Numiri și Imunități, Comisia Parlamentară trebuie să analizeze, să evalueze, să investigheze cele întâmplate, să atragă experți locali și internaționali, societatea civilă. Perioada nu e cea mai bună, e și perioada vacanțelor, dar în același timp trebuie să ne mișcăm foarte repede, în așa fel încât pe la mijlocul lunii septembrie această comisie să vină cu un raport, cu constatările pe care le va identifica și cu unele recomandări, cu unele soluții pentru, inclusiv, poate a schimba legislația. Care ar fi soluțiile imediate? Ținând cont de faptul că alegerile parlamentare, o să vorbim când vor avea loc, dar vor avea loc în imediată apropiere. Adică cu un an înainte de alegeri nu se poate de modificat legislația, conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, codul electoral. Până într-un an înainte de alegeri, este adevărat, nu poți să schimbi niște elemente fundamentale și nu poți să înrăutățești situația și nu poți să aduci anumite elemente unde eventual să pui într-un avantaj un anumit concurent electoral. Dar codul bunelor practice a Consiliului Europei spune că dacă se aduc îmbunătățiri
sistemului și doar vor beneficia cei care participă, inclusiv va aduce o anumită stabilitate, se permit astfel de schimbări. Și dați-mi voie, haideți să, într-un fel, să încercăm să, nu neapărat să ghicim, dar să setăm o anumit mers al lucrurilor. Mi-e foarte greu acum să spun la ce concluzie o să ajungă Comisia Juridică. Deși eu am să încerc să mă implic din punct de vedere al suportului logistic și scrisori, expertiză, invitația experților și mai departe. Dar să admitem faptul că această comisie vine cu o propunere pentru a nu crea interpretări diferite, că în ziua alegerilor sunt eliminate toate restricțiile. Mă refer la agitația electorală. Și stabilește niște restricții care sunt foarte bine conturate și bine stabilite în țările occidentale, unde se spune că este interzis să faci agitație electorală în ziua alegerilor în secția de vot și la 10 metri de secție de vot, de exemplu. Dar chiar și agitația electorală făcută așa, nu poate fi încălcarea aceasta, constatată eventual din stațiile de judecată, nu este motiv pentru anularea alegerilor. Sau comportamentul unui concurent electoral, care încalcă poate unele proceduri legate de campanie electorală, agitație, ziua tăcerii, ziua alegerilor, nu este motiv pentru ca instanțele de judecată să anuleze. Și de exemplu să fie foarte expres scris în lege că instanțele de judecată pot eventual anula alegerile doar și dacă doar se va face dovadă cu marturi, cu documente, cu analize, cu experți internaționali, în cazul în care există o fraudare de masă gravă domnule și mare. Domnule președinte, avem decizia Curții Constituționale de la validare alegerilor prezidențiale din 13 decembrie 2016, unde este scris negru pe alb foarte clar când alegerile pot fi considerate nevalabile. Când se fac clasificări în masă, când s-a influențat direct. Deci sunt trei puncte. Dumneavoastră le știți mai bine decât mine. Și din ce cauză am ajuns că trebuie să interpretăm nu știu ce. Și instanța de judecată, citind astăzi deciziile instanței de judecată, spune că acea agitație electorală făcută de concurentul Năstase în ziua alegerilor a influențat votul alegătorilor și astfel a influențat rezultatul alegerilor. Și se zice în acea decizie, eu citesc ce spune decizia, deci, eu poate la fel nu sunt de acord și trebuie să dau așa din cap. Dar astăzi este o decizie a instanței de judecată. Îmi place sau nu-mi place? Eu sunt jurist de specialitate și, așa cum am spus-o și în Parlament, prima regulă învățată la Facultatea de Drept este că hotărârile instanțelor de judecată este lege. Iar legile se adoptă de către Parlament. Nu, stați puțin. Eu vorbesc despre puterea judecătorească. Noi nu putem în Parlament să votăm o lege că ignorați deciziile instanței de judecată, că ar fi haos în țară. Dar mai mulți juriști spuneau că Parlamentul ar fi trebuit să se convoace de urgență după decizie prime instanțe, să încerce să dea niște interpretări la legislație. Niște interpretări exhaustive, nu modificarea legii. Și acum nu toată lumea este de acord cu modificarea legii în ajuns de alegeri. Și eu cred că este un precedent foarte periculos. Da, domnul Golea, și legislația degradează în felul ăsta. Stați puțin, eu n-am venit cu afirmarea că legea va fi schimbată. În hotărârea de ieri a Parlamentului scrie clar că Comisia Juridică va veni cu propuneri. Și noi admitem faptul că Comisia Juridică s-ar putea să vină cu propuneri de interpretare a legii și atât. Poate o să vină cu un raport în care o să spună că nu e nevoie de făcut nicio schimbare și nicio interpretare, deoarece există jurisprudență destulă, inclusiv decizia Curții Constituționale pe care ați menționat-o, care clar stabilește care sunt circumstanțele de anulare a unor alegeri. Poate, haideți să lăsăm acum Comisia să-și desfășoare activitatea în cele 60 de zile. Pare stranie decizia unui judecător, a unui singur judecător, cu experiență minimă, fiți de acord, a fost numită judecător în 2016, a plecat în concediu de maternitate, a venit și a emis câteva decizii, inclusiv cea dubioasă cu restabilirea în funcție domnului Gamrețchi la primăria Chișinău. Și după asta acest judecător stabilește o lege, cum ați spus dumneavoastră, că e lege din momentul adoptării și toată societatea este bulversată.
Toată societatea este bulversată. Și nu numai societatea, dar și opinia publică internațională. Este adevărat. Domnule, nu putem să stăm acum în emisiune, aici în studio, să discutăm, să criticăm, să analizăm acea decizie, să mai chemăm încă vreo 10 juriști și specialiști în domeniu și să ascultăm toate opiniile. Dar care este soluția când ieșim din acest studio? Dar știi ce este cel mai grav? Cel mai grav, dumneavoastră, ca reprezentant a guvernării, cel mai grav este că nimănui, nici mie, nu știu dacă dumneavoastră, nu e venit în cap că aceasta este decizia judecății. Și aici este spus foarte mult, dacă nu totul, despre reforma justiției, despre credibilitatea cetățenilor în justiție. Pentru că 99% din societate a înțeles că aceasta este o decizie politică sau decizie adoptată prin presiune politică. Decizie de... Haideți să admitem o teorie pe care dumneavoastră acum ați lansat-o și alții la fel o mențin, că decizia respectivă a fost influențată. Haideți să vedem logic, să le punem cumva într-un șir logic. Că nu vă este convenabilă. Vreți să spuneți că nu vă este convenabilă. Cui este convenabilă o astfel de decizie? Este oare convenabilă Partidul Democrat? Îmi este convenabilă mie, lui Andrean Candu, președinte de Parlament? La mine apare întrebarea dacă de ce Partidul Democrat a ținut atât de mult ca să nu vină Andrei Năstase la primărie? De ce? Nu știu de ce. Dar invers. Nu știu de ce. Haideți să vă poate dau, că sunt niște interese. Poate acum am să deschid niște cărți din interior, discuțiile uneori în echipă pe care le avem. Imediat după alegeri. De fapt, imediat după rezultatele din primul tur, când a fost clar că aceștia sunt cei care merg în turul 2. Și stând și noi așa la discuții în echipă, am început să lucrăm și noi la unele teorii, să le analizăm. Ce se întâmplă dacă, de exemplu, domnul Năstase este primar? Noi știm că cât de complicat e să administrezi primăria Chișinău. Unu. Știm că e foarte greu să găsești oameni și finanțare pentru a face ordine în primărie. Am văzut, dintr-o parte, cum au încercat fostul viceprimar sau actualul, că nici nu mai știu cine e care sunt viceprimarii astăzi, inclusiv Silvia Radu, pe care o cunosc foarte bine ca manager, cât de mult a încercat să aducă anumită disciplină și anumite soluții și probabil i-a reușit foarte puțin. Adică situația e atât de complicată, da, că eu nu știu ce geniu trebuie să fii să reușești cu resurse limitate într-un an de zile sau mai puțin de un an de zile să aduci beneficii sau să aduci soluții pentru primării. Și atunci, strict din punct de vedere politic, nu ca locuitor a orașului Chișinău. Înțelegeți-mă, nu ca locuitor a orașului Chișinău, fiindcă ca locuitor a orașului Chișinău vreau mâine să fie o minune în Chișinău. Dar strict din vedere politic, luând în considerare că domnul Năstase este concurent electoral și în următoarele alegeri parlamentare, eu mi-aș fi dorit ca el să nu aibă succesul pe care eventual el ar vrea să-l aibă. Și eu să am posibilitatea să arăt cu degetul și să-l critic și să spun, uite-te, dacă tu n-ai reușit să faci într-o an la primărie și te-a dat așa mare și tare, ce să reușești tu în parlamentare? Este adevărat. Adică, pe de-o parte, îmi dă posibilitatea să-l critic. Da? Îmi dă o mare posibilitate să-l critic. Eu pot să, în fiecare zi, să ies la televiziune, să vin aici în studio și să spune, uite, domnule, nu a putut să strângă gunoiul, nu a putut să strângă zăpada, uite-te aia, și să-l critic în fiecare zi, Și mai mult ca atât, știți care au apărut și ce am zis și noi primele chestii imediat după alegerea domnului Năstase ca primar? Am spus, no, în sfârșit, acum, nimeni nu mai poate să mai spună că acest stat este capturat, deoarece Partidul Democrat este la guvernare și deține guvernul, Partidul Socialiștilor și domnul Dodon dețin președinția și primăria Chișinău este deținută de opoziție. Slavă Domnului că deja așa, nu mai poți să zici despre stat capturat. Așa am trezut și noi. Chestiunile astea le spuneam și noi și vorbeam și noi. Dar până la urmă... Pe de-o parte. Până la urmă să vedeți că statul totuși este capturat. Stați puțin. Noi încercăm să găsim o logică. Da. Și noi încercăm să vorbim despre ce câștigare Partidul Democrat și guvernarea dintr-o anumită opțiune sau alta. Vă spun eu. Care?
Nu vine domnul Năstase la primărie, acolo sunt interese mari, inclusiv financiare, administrative. Este o trambulină foarte bună pentru a se lansa în următoarea campanie electorală la parlamentare. Dar domnul Gorea, nu este adevărat. Și sunt nu interese financiare foarte mari, nu este adevărat. Administrative. Unu, este, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră că este o platformă bună de lansare pentru campanie electorale. Pentru mocirla și mizeria care este acolo, eu nu vreau să fiu în acea poziție să mă lansez de acolo. Dorin Chirtoacă de 10 electorale. Ani a fost locomotivă Partidului Liberal, fiind primar al Chișinăului și nefăcând foarte Haide multe treburi. Haideți să fim serios, s-a schimbat lucrurile. A fost. S-au Bun. Schimbat lucrurile și contextul. Și acum vorbiți despre interese financiare. Spuneți-mi, vă rog frumos, dar sincer, cât a spus că a fost Dorin Chirtoacă la primărie? 10 ani. 10 ani. Deci Dorin Chirtoacă și, cum ați spus, locomotiva Partidului Liberal. Partidul Liberal a influențat și s-a ancorat în primărie. Ce a avut Partidul Democrat 10 ani cu primăria? Partidul Liberal. Partidul Democrat. Partidul Democrat. Ce a avut 10 ani cu primăria? În 10 ani, nu. În ultimul an, 2, după ce... Și întrebați-l pe domnul Ghimbu. Haideți să discutăm. Toți cei care s-au axat pe afaceri în primărie și au fost cu Partidul Liberal, au trecut la Partidul Democrat. Domnul Golea, 10 ani de zile Partidul Democrat n-a avut nimic cu primăria. Dar și ultimii 2 ani are. Stați puțin. 10 ani de zile Partidul Democrat, eu personal, n-am avut nimic de a face cu primăria. Unu. Haideți să admitem faptul că în 2 ani de zile... Ceva s-a întâmplat și Partidul Democrat eventual acum este, are interes în primărie. Ce s-a schimbat în Partidul Democrat sau ce s-a schimbat în primărie? În Partidul Democrat sunt oameni relativ bogați și destul de înstăriți care n-au afaceri cu primăria și niciodată nu au avut afaceri cu primăria. Ați auzit vreun proiect al Partidului Democrat în 2 ani de zile cu primăria? Al Partidului Democrat nu. Sau al oamenilor Partidului Democrat. Al oamenilor, al business-ului. Are Candu, Filip, Lahodiu sau ceva legat cu primăria sau cu proiectele din Chișinău? Aici vroiam să vă întreb chiar. Dacă spuneți despre independența justiției, în toți cei 10 ani Haideți să revenim înapoi. Câte decizii ale judecății au fost în detrimentul Partidului Democrat sau al business-ului firmelor Partidului Democrat? Mă refer aici la Guguță, la Parcul la Izvor. Toate deciziile au fost... Și ce e astăzi la Parcul la Izvor sau la Guguță? Deciziile judecății sunt favorabile Partidului Democrat. Haideți să zicem, deciziile sunt favorabile unei persoane din Partidul Democrat. Așa. Și cu ce a profitat această persoană de aceste decizii? Păi, este ceva construit acolo? Se pregătește. Ambele obiecte, din câte știu eu, nu mai are nicio legătură cu elemente din Partidul Democrat. Adică? Adică, chiar dacă eventual ar fi fost o anumită legătură cu unele afaceri, pe parcursul timpului, ele au fost vândute, au fost relocate și așa mai departe. Nu mai există afaceri importante ale reprezentanților Partidului Democrat care se află astăzi în conducerea Partidului Democrat. Dar revenim înapoi. Revenim înapoi. Dumneavoastră spuneți, dar instanțele de judecată, dar Partidul Democrat, dar dumneavoastră știți că eu am un dosar, de fapt am două dosare civile împotriva unei televiziuni, fără să-i dăm denumirea, că eu mă judec de 5 ani de zile și nu mai văd capăt. Eu vă dau telefonul meu, poftim, deschideți-l la cartea de telefoane și nu o să găsiți niciun număr de telefon a vreunui judecător sau unui procuror. Am doar doi oameni pe care îi cunosc și am numerele de telefon. Este domnul Harujan, fiindcă el e procurorul general și trebuie să-l sun, să-i spun, eventual să vină la instanțe, la parlament și mai departe, e vorba de chestii administrative, și a fostului președinte din Curtea Supremă de Justiție, a domnului Poale Lungi. Atât. Care acum nici nu mai e în Curtea Supremă de Justiție. Nu cunosc niciun dacă mă întrebați cine sunt judecătorii care judecă cazul meu cu acea televiziune, habar n-am, fiindcă sunt avocații care se ocupă. Noi vorbim despre un caz mai important, despre caz fără precedent. Asta este personal, mă afectează. Acest caz mă afectează personal. Eu care vorbesc eu cu televiziune. Decizia cu nevalidarea legilor vă afectează mai mult. Exact. Și haideți atunci, dacă vorbim despre... președintele Parlamentului. Și acum, dacă noi încercăm să fim oameni care au o anumită logică și o anumită... Noastră probabil aveți mai multe înțelepciuni și mai multe experiențe decât mine. Închipuiți-vă logic. Și telespectatorul trebuie să înțeleagă. Noi eram... De la data deciziei instanței de judecată a judecătorului pe care l-ați numit, în 3 zile după asta trebuia să fie, dacă nu greșesc, s-a întâmplat joi sau vineri, luni trebuia să fie prima tranșă de la asistența macrofinanciară.
la o săptămână, după o săptămână, trebuia să fie și a fost, de fapt, ședința Consiliului de Directori a Fondului Monetar Internațional la Washington. Trebuie să fii, scuzați-mi expresia, tâmpit, să fii chiar nebun, să poți să influențezi o anumită decizie și să o faci în situația în care aștepți niște rezultate după atât de multă muncă. Știți câtă muncă a fost depusă și știți foarte bine, dumneavoastră vorbiți și cu diplomații, vorbiți cu tot. Știți cât de multă muncă s-a depus pentru legislație grea. Să convingi colegii în Parlament să voteze legislație care poate să se întoarcă împotriva unora din ei. Eu chiar compătimesc guvernul și pe domnul Filip, care într-adevăr au făcut mult dar și n-au studiat despre această decizie. Compătimiți. Pentru că dumneavoastră sunteți mai aproape de conducerea Partidului Democrat. Domnul Filip are funcție. Și toată lumea, dar domnul Filip are funcție mai înaltă decât mine în Partidul Democrat. Dar toată lumea spune că s-a luat decizie politică așa mai... Nu s-a știut. Nu am știut toată lumea. Domnul Golea. Nu este de adevărat. Uneori lucrurile sunt atât de simple. Cu regret. Se întâmplă, da. Ieri eu am făcut o remarcă care am văzut că a fost menționată și de mai multe mass media, că dacă încerci să vezi cine profită și cine împotriva are de pierdut, cui, da. Sau cine are de pierdut, lucrurile puțin încep să pară altfel. De câștigat, cine are de câștigat? Haideți să luăm. Domnul Năstase câștigă din situația actuală. Relativ. Electoral. Cum relativ. Adică relativ? Uitați-vă relativ. La sondaje. Electoral, da. Valul de proteste. Electoral câștigă. Se victimizează, fiindcă Republica Moldova este ușor să te victimizezi și să crești în sondaje și să crești politic. Și asta este știut foarte bine și dumneavoastră știți bine 20 de ani care urmăriți politica. Socialiștii câștigă? Nu știu dacă câștigă. Câștigă pentru că și vă spun de ce câștigă. Ei au fost autorii sesizărilor. Ajungem, ajungem că ei au fost autorii sesizărilor. Acum uitați-vă ce se întâmplă. Și sunt priviți în cărdășie cu aceste decizii. Corect. Ei stau deoparte. Uniunea Europeană, într-un fel, ne lovește pe noi, guvernarea democrată. Într-un fel, Republica Moldova nu beneficiază de unele favoruri din partea Uniunii Europene. Cine câștigă? Nu opoziția socialistă, haideți să zicem așa, ca să nu spun pro-rusească, dar pro-estică. Pro-est. Și așa mai... Nu câștigă ei? Câștigă ei. Adică, pierdant suntem noi, câștigători și profitori de situație sunt Năstase, opoziția care crește în sondaje, opoziția socialistă și dacă eu mă gândesc foarte bine, dar nu vreau acum să o luați ca atare, este doar o teorie a conspirației la care mă gândesc eu, câștigă și cumva instanțele de judecată și sistemul judecătoresc în care noi am început să intrăm și să tăiem din pensii, din salarii, din privilegii care au avut. Vrem să-i reformăm ca răspundere disciplinară, vrem să-i reformăm ca intrare în profesie și evaluări și așa mai departe. Nu e oare asta cumva o lovitură împotriva noastră, un fel de payback, se zice în limba engleză, adică un fel de, aha, ne-ați atins, hai că acum avem noi ocazia să vă lovim înapoi. Da, să ne oprim la sistemul justiției, o mică pauză de publicitate, după care continuăm. Rămâneți cu noi. Am revenit în studio, suntem în emisie directă și discutăm despre alegeri. Am o mulțime de alte teme, dar tema este atât de fierbinte încât nu puteam să... Da, noi în pauză am început să dezvoltăm și subiectul, teoria și conspirației. Deja și... cine profită cel mai mult și cine eventual prevede o anumită coaliție în viitorul Parlament. Cu siguranță nu cu PD-ul, se pare că. Dar nici cu Andrei Năstase cred că nu mai puteți face, dar ajunge. Noi am vorbit despre faptul că socialiștii au dat în judecată. Ei nu au juriști proști, au juriști foarte buni, care probabil au evaluat și știau la ce asta o să ajungă. Și lumea spune că ei sunt complicii Partidului Democrat încă de atunci de când s-a trecut la sistemul mixt. Nu, haideți să... Asta chiar e o speculație. Cine a protestat cu Năstase în 2015-2016? Partidul Socialiștilor și președintele Dodon? Da. Cu cine comunică foarte des, probabil, domnul Năstase în continuare? Cu cineva care stă la Moscova fugit? Eu nu știu. Vă spun eu. Cel care stă la Moscova și domnul Năstase spuneau în acest studio că protestele lui Igor Dodon au fost finanțate de Vlad Plahotniuc, care dădea 1 milion de lei pe săptămână. Da?
Da, informații care deocamdată nu au fost dezmințite de mine. Eu am altă informație de unde veneau banii respectivi, inclusiv pentru protestele domnului Năstase. Pentru protestele domnului Năstase. Și a domnului Sate și a domnului Dodon, toate din trei surse împreună. Diferite, din toate surse trei diferite. Împreună. De aia, eu sincer încep să cred în unele teorii a conspirației și eu deja văd că cum îl promovează și cum se promovează doi viitori probabil parteneri, și aici mă refer la socialiști și la Năstase în viitorul Parlament, luând de considerare discuțiile, luând de considerare jocurile, luând de considerare unele sincronizări. Eu vă spun, dumneavoastră, ați văzut în realitate o luptă adevărată în studiourile de televiziune între cei doi concurenți? Mă refer la domnul Cioban și la domnul Năstase. Eu vi s-a părut o luptă tare, acerbă în turul 2? Eu nu văd nici Partidul Democrat să critice foarte mult Partidul Socialist. Noi nu am fost în acele alegeri. Și eu în fiecare zi critic pe ei în Parlament. De ce cel mai mare și mai puternic partid nu a avut candidați în două orașe, în două municipii foarte importante? Deoarece, domnul Golea, e foarte simplu. Când creezi și când lucrezi la o strategie electorală, faci unele analize. Și știi care este bazinul electoral din acele unități. Noi știm, Partidul Democrat, unde noi suntem tari și unde suntem mai slabi. Aha. Și știm că... Nu ați vrut să pierdeți, conștient. Bineînțeles. Apreciez. Domnule președinte, ce facem cu partenerii de dezvoltare? Uniunea Europeană a ieșit cu această rezoluție extrem de critică, ustorătoare. Parlamentul European. Și Comisia Europeană a asistat finanțarea. Dar finanțarea nu este cel mai important. Nu, este. Sunt este. De acord că nu este cel mai important. Cel mai important este mesajul și relația. Da, nu e vorba de bani, e vorba de respectarea regulilor. Ce vrem să facem noi? Este să continuăm cu absolut toate angajamentele asumate. Indiferent că asistența macrofinanciară pe moment este pusă în așteptare, noi în continuare avem condiții de îndeplinit pe următoarele tranșe. Noi în continuare ne-am angajat în unele procese și în unele reforme, inclusiv cu partenerii noștri, cu Uniunea Europeană, cu Fondul Monetar Internațional, cu Statele Unite ale Americii și cu alți parteneri. Banca Mondială. Astăzi, apropo, în Parlament am votat acordul de finanțare cu foarte importanți parteneri pe proiectul de energetică cu România. Interconexiunea. 270 de milioane, dacă nu greșesc, proiectul. Ceea ce trebuia de făcut de 20 de ani în urmă. Dar noi am făcut. De acord. Alții au vorbit, dar noi am făcut. Sunteți de acord? De acord. Domnule președinte, dar... Iată de ce, cu Uniunea Europeană, revin. Dumneavoastră ați spus că veți continua și aici am o precizare. Partidul Democrat, când a spus vinerea trecută că va continua reformele o săptămână în urmă, a fost și un accent de amenințare. Dar acum noi vom pune prioritate pe reformele care vor da rezultate pentru populație, nu pe ceea ce ne sfătuie Uniunea Europeană. Cam așa. Poate a fost greșit interpretat sau poate a fost greșit exprimat. Deoarece noi avem angajamente față de Uniunea Europeană prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acordul de asociere este un document extrem de complex și foarte mare. Probabil l-ați văzut, sunt trei volume de dita mare. 1000 de pagini, da. Și acolo sunt, haideți să zicem, zeci și sute de acțiuni pe care noi trebuie să le îndeplinim. Unele au efect imediat pe viața cetățeanului zi de zi. Altele au efect mai întârziat, luând în considerare instituțiile, legislații și multe alte chestii. Noi vrem să începem să punem accent și pe cele care au un efect imediat sau într-un efect mult mai rapid. Am înțeles. Noi nu vorbim despre faptul că gata, ne-am detașat de ceea ce este. Acordul de asociere în continuare rămâne prioritatea numărul 1 a Republicii Moldova în tot ceea ce facem noi, și la nivel de guvern, și la nivel de parlament, și la nivel de alte instituții. Dar relațiile rămân deteriorate deocamdată. Relațiile rămân pe moment tensionate datorită emoțiilor care sunt la nivel de confruntare politică între partidele europene, familiile europene care sunt, este adevărat. Noi însă trebuie să depășim emoțiile și să trecem, să continuăm să ne desfășurăm activitatea în așa fel încât să ne îndeplinim angajamentele care până la urmă nu este o promisiune a noastră față de Uniunea Europeană. Este față de cetățeni. Mi se par manipulatorii declarațiile când spuneți că este vorba de familii europene. Și atunci când spuneți că rezoluția Parlamentului European a fost adoptată, nu știu cum, fără mare interes.
S-a votat masiv. Au votat. Am zis eu că fără mare interes a fost votată? Sau dumneavoastră, sau domnul Plahătniuc și domnul Filip, vinerea trecută la briefing s-au spus multe lucruri de acest gen. Rezoluția a fost votată de deputați din 6 din cele 8 partide domnul politice Gorea, prezente în Uniunea Decizia care în a fost luată, rezoluția care a fost luată de Parlamentul European este un act important. Fiecare vot în Parlamentul European este important. Fiecare vot, fiecare deputat, eurodeputat este important, indiferent de partidul din care face parte, deoarece sunt oameni care iau decizii la nivelul Uniunii Europene. Nici într-un caz nu trebuie să blamăm pe nimeni. Eu doar mă refer la altceva. Că eu am fost la Strasbourg câteva zile înainte de vot. Și am discutat cu reprezentanții din diverse partide. Și din social-democrați, care sunt din aceeași familie cu noi. Și o parte au votat, apropo, pentru rezoluție. Și cei din Partidul Popular European, care o parte, n-au votat, apropo, în privința acelei rezoluții. Da. ALDE, Verzii și alții. Și undeva pe alocuri, nu este o politică, dar undeva pe alocuri, cineva din anumite partide mai afiliate, haideți să zicem, partidelor de opoziție, PLDM, PAS și Platforma DA, ne-au spus următoarele, mai direct sau mai indirect. Dar ce vreți voi, domnilor, dacă noi avem partidele pe care le susținem? Și, bineînțeles, urmează o luptă electorală la Chișinău și noi vom încerca să facem în așa fel încât aceste partide pe care noi le susținem să a fi în avantaj față de voi. Este solidaritate politică, sunt de acord. Dar de ce ne mirăm de chestia asta? Dar Knut Frankenstein este de la social-democrați și a ieșit cu critici dure la adresa... Kurt Frankenstein, am avut discuții cu dumnealui. Și cu critici am ieșit și noi când am spus că suntem surprinși de decizia instanței de judecată. Doar că eu, ca președinte a Parlamentului, nu pot să vin să dau în stânga și dreapta. Dar trebuie să înțelegeți pe ei, pentru că ei văd justiție nereformată, ei văd o decizie fără precedent în Europa, fără precedent. Și OSCE o spune. Domnul Golea, nu s-a mai întâmplat. Domnul Golea, și în anul 2014, prin decizia instanței de judecată din Chișinău, a fost exclus un concurent electoral câteva zile înainte de alegeri. Și am vorbit despre acest lucru. A sărit cineva din Uniunea Europeană să spună de acest lucru? Și este păcat că nu a făcut-o. Pentru că... Răspundeți-mi la întrebare. A sărit cineva? Nu. De ce? Pentru că le-a fost convenabil. Bravo. Și cu o săptămână înainte de alegerile locale din Chișinău, a fost scos un concurent electoral din partidul Șor. A spus cineva ceva? A fost pentru încălcare. Cineva din Europa a spus ceva? Nu. Are domnul Șor niște parteneri spuneți, în Europa, a spus sau nu? Nu. De ce? Pentru că le convine. Nu știu dacă le convine. Pentru că le convine. Nu știu dacă să fim sinceri. Nu știu dacă acel concurent aici trebuia să aplaude doar domnul să fim sinceri. Haideți să fim sinceri. În Parlamentul European sunt oameni, din punct de vedere politic, aparținând unor partide, căruia i-a convenit poate ca USATA-i să fie scos și n-a criticat. I-a convenit ca candidatul Șor să fie scos și n-a criticat. Dar când vine aceeași decizie, adică aceeași instanță de judecată, adică aceeași justiție, vine cu alte decizie care nu le convine, au apărut și critici. Este și strigător la cer această decizie? Este adevărat ceea ce spun sau nu? Este, dar este decizie fără precedent, când a fost neglijat votul cetățenilor. Nu înainte de alegeri, nu în perioada preelectorală. Dar votul cetățenilor la un referendum, votul la 7 milioane de cetățeni români, la referendum împotriva lui Băsescu, care a fost, din diferite motive, noi nu intrăm în chestiuni juridice, a fost anulat de Curtea Constituțională, dar decizia aia n-a fost strigătoare la cer. Pentru că este situația referendumului care l-ați organizat dumneavoastră în 2010, cu trecere la 5 septembrie 2010. Eu v-am întrebat, 7 milioane de români au votat. Dar nu... Împotriva lor, acelor voturi, a apărut o decizie a Curții Constituționale. Nu e strigător la cer? Nu. De ce nu? Pentru că nu adică s-a întâlnit...
20 de mii. Pentru că nu s-a întrunit participarea a 50% din electorat. Domnule, n-auziți ceea ce spun. Eu nu vorbesc de motive și nu vorbesc de argumente juridice. Eu vorbesc de lucruri în fapt. Referendumul. Sunt 7 milioane de voturi. Referendumul de nu a fost validat. Și în Republica Moldova, 35% sau câți din cei care au participat, domnule, la referendumul din 5 septembrie 2010. Standarde? Nu sunt duble standarde. De ce aplicați este respectarea legislației. Bineînțeles, este respectarea legislației. Legislația, știți ce spune Republica Moldova? Este interzis să faci agitație electorală în ziua alegerilor. Referendumul din 2010 nu a fost validat pentru că nu a fost participare. Legislația referendumul Republicii cu revocarea Moldova domnului spune... Chirtoacă a fost același lucru și cu Băsescu a fost același Republicii lucru. Moldova nu, spune... nu rezistă, domn președinte. Legislația Republicii... De ce aplicați dublu standard? Nu rezistă. Adică în cazul de față legislația contează, dar legislația în Republica Moldova care interzice agitația electorală în ziua alegerilor nu contează. Referendumul cu domnul Băsescu a fost exact același lucru ca și referendumul cu Dorin Chirtoacă, ca și referendumul din 2010. Mă auziți, mă ascultați, dar n-auziți. A, domnul președinte, eu vorbesc despre rezultat. Este manipulare. Eu vorbesc despre rezultat. De ce manipulare? Dumneavoastră spuneți, votul cetățeanului din Chișinău a fost 240.000 de voturi, cât au fost împreună cu a domnului Cioban, a fost neglijat de instanța de judecată. Da. Nu intrăm în motive și nu vorbim de chestiuni juridice. Corect? De ce? Trebuie să vorbim. A, trebuie să dacă vorbim. Vrem să și vorbim despre decizii... Dumneavoastră v-ați referit la experiența mea de 20 și ceva de ani de la alegerile din 94. Monitorizez și urmăresc cu atenție toate alegerile și vreau să vă spun că mai corecte alegeri decât cele ale primarului de Chișinău din anul ăsta, eu nu prea mă amintesc. Nici alegerile de 96, alegerile prezidențiale, adică nici de 2016. Cum a fost ales, nu a fost bine până acum. Eu cred că alegerile astea au fost foarte corecte. Domnul pentru Golea. Că atunci când a fost ales Chirtoacă cu Dodon, au fost mai multe încălcări. Și au fost... Domnul Golea. Acum chiar nu au fost încălcări. Domnul Golea, dați-mi voie să concluzionez. Noi nu o să ne înțelegem și nici nu trebuie să ne înțelegem, avem poziții diferite. Eu nu aduc laudă și nu apăr instanța de judecată și decizia. Mie ea nu-mi place. Eu pot să o critic. Dar în calitate de președinte de parlament, de cetățean, de jurist, eu trebuie să o respect. Atât tot. Să o execut. Numai puțin. N-am terminat. Am discutat și o respectăm. Dacă decizia instanței de judecată spune, are dreptate sau nu are, acum chiar noi nu discutăm, dar spune că a fost încălcată legislația ce ține de agitația electorală în ziua alegerilor și aduce diverse motive, probe și argumente. Punct. Și s-a pus capac la 220.000 de alegători. Votul meu inclusiv. Și votul dumneavoastră inclusiv. Eu nu am participat, vă spun. Eu am participat. Deci votul meu, într-un fel, s-a pus cruce. Prin analogie, fără să intrăm iarăși în argumente juridice și a avut dreptate sau n-a avut dreptate decizia, 7 milioane de voturi în România împotriva lui Băsescu. A apărut o argumentare juridică, a apărut decizia Curții Constituționale și la fel s-a pus capac la cele 7 milioane de voturi. Eu vorbesc despre cifre și vorbesc despre voturile cetățenilor. În Austria, pentru alte motive, Curtea Constituțională a Austriei a anulat turul 2 la alegerile prezidențiale, unde erau doi candidați și unul unde a câștigat la, pare mi se, la 10.000 mai puțin de 1%. La 10 de mii... 31.000 de voturi. Eu cunosc situația. Nu rezistă, domnule președinte. Eu nu vorbesc de argumentare. Nu rezistă. Domnul Golea, eu vorbesc de fapt, înțelegeți? Fapt. Domnule președinte, s-a organizat alegeri după aia repetate. Da. Și așa mai departe. Este adevărat. Știu cazul Austriei. Mi-e foarte aproape. Aproape că locuiam în Austria în acea perioadă. Aproape. Dar s-a făcut pentru transparența justiției. Procesul a fost transmis la televiziune în direct. Este adevărat. S-au făcut alegeri repetate. S-a finalizat procesul electoral. Nu ca la noi bătaie de joc, domnule președinte. Este adevărat. Dar de ce la noi? Pentru că e bătaie de joc. Nici procesul electoral nu a fost încheiat. Este comisia de la Veneția care a spus că procesele care durează în Republica, care sunt în Republica Moldova, când intervine instanța judecată pe cazurile electorale, trebuie să fie dată decizia în 3 zile, instanța de apel și cea de recurs. Asta spune recomandarea Comisiei de la Veneția și respectiv a fost schimbată legislația electorală în privința instanțelor de judecată. Și în ultimul an a mandatului nu se organizează alegeri. Iaca, ce spune legea? Dar procesul început, procesul demarat în martie, trebuie finalizat cu alegere primarului. Probabil aveți dreptate.
Poate comisia juridică asta și o spune. Comisia Electorală Centrală a decis altfel. Bun. Poate comisia juridică a Parlamentului să spune ceva. Nu ajungem la consens pentru că avem păreri diferite și vis-a-vis de Austria și vis-a-vis de România. Nu avem opinii diferite. Păi, domnul Golea, de ce să aplicăm dublele standarde? O decizie a instanței de judecată a scos un concurent electoral cu câteva zile înainte de alegeri. Vă dați seama? Care poate avea șansa să intre în Parlament și avea șansa să schimbe poate balanța puterii. Domnule președinte, dar nu se poate. Atunci când, dacă la alegeri, la alegerile parlamentare următoare, vor veni 15% din alegători, alegerile vor fi validate? Eu nu cunosc. Trebuie 25, pare mi se, 25 probabil, sau 33. Probabil. Alegerile nu vor fi validate, este clar. Așa a fost și cu Băsescu, cu acest referendum. Este adevărat. Era scris în lege, trebuie să participe 50%. Au participat 42% din câte țin minte eu. Deci exista o decizie în instanță de judecată care a fost argumentată de Curții Constituționale, care a anulat cele 7 milioane de voturi. Corect? Corect. În cazul de față există o decizie a instanței de judecată cu care poate eu nu sunt de acord, care argumentează faptul că a fost încălcată legislația electorală fiindcă s-a făcut agitația electorală în ziua alegerilor. Ne place sau nu ne place? Asta prevede legea. O să vină comisia juridică în 60 de zile, începând de ieri curg aceste 60 de zile, să vedem care sunt recomandările acestei... Și o să ne permită să facem agitație electorală în ziua alegerilor, inclusiv prin televiziuni, prin emisiuni manipulatorii în ziua alegerilor. Am zis, probabil este cazul. Americanii, de exemplu, când discutam cu ei la Washington, când m-a prins la Washington această decizie... Nu comparați democrație, nivelul democrației. Ei m-au întrebat, dar de ce restricționați chestia asta? De ce nu lăsați libertate? Dreptul de exprimare a concurentului electoral. Lăsați-i, domnule, fiindcă decât să puneți restricții și după aia să veniți cu instanțe de judecată cu decizii, lăsați libertate. De ce nu s-a modificat, atunci când s-a modificat anul trecut codul electoral, de ce nu s-a modificat în privința celor 6 recomandări ale Curții Constituționale prin aceeași decizie din 13 decembrie 2016 vis-a-vis de neimplicarea bisericii în alegeri, libertatea mass media, crearea condițiilor peste hotare? Vă amintiți, atunci când au validat alegerile președintelui, au venit cu niște recomandări. S-a schimbat, s-a modificat sistemul electoral, s-au introdus modificări în cod, dar la asta nu s-a ajuns. De ce? Poate și aici este. Unele din ele, din câte înțeleg, au fost luate în considerare, în ceea ce ține de, inclusiv, campaniile de mass media și restul. Ce ține de biserică, pare mi se, sunt deja interdicții în legislație, dar am să verific suplimentar. Și votul peste hotare s-a examinat suplimentar subiectul atunci când s-a făcut reforma electorală legată de sistemul mixt versus sistemul precedent. Și s-a ajuns la concluzia că da, într-adevăr, trebuie să fie un mecanism legat de așa numită înregistrare prealabilă, în care ambasadele să colecteze informații și să transmită guvernului, ca guvernul să ia o decizie corectă când decide câte secții de votare să fie deschise. Nu poate crește numărul buletinilor pe secții, deoarece fizic mai mult de 3.000 de buletine pe zi nu le poți procesa într-o secție de votare, de aceea trebuie să deschizi mai multe secții de votare, chiar unul lângă altul, dacă este necesar. Dar trebuie să ai operatori care generează 3.000 de... Și acum întrebarea este, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc peste hotare se vor înregistra prealabil ca guvernul să știe câte secții de votare. Îmi spunea zilele trecute, noi ne-am văzut cu ambasadorii noștri care sunt peste hotare. Și domnul Osipov, care este la Viena, mi-a spus, la ora actuală s-au înregistrat la Viena, potrivit înregistrării prealabilă, 7 cetățeni în Austria, nu prea avem, nu cred că se vor înregistra. 7 cetățeni. Și cei din Transnistria cu atât mai mult. 7 cetățeni. La Londra sunt mai mulți. Sper că se vor înregistra prealabil ca noi să putem deschide suficiente secții de vot în Anglia, în Irlanda, în Scoția, în Franța în general, în Italia, Rusia, în Spania și așa mai departe, ca fiecare cetățean să poată să-și exercite dreptul de vot. Să sperăm. Să vedem când vor fi alegerile următoare parlamentare, dar după o scurtă pauză de publicitate revenim și la problema aceasta. Am o sumedenie de întrebări încă. Rămâneți cu noi.
Am revenit în emisie directă. Vă rog să argumentați cât mai succint posibil, pentru că am multe întrebări. Domnule președinte, revenim la alegerile următoare parlamentare puțin mai târziu. Vreau să vă întreb, ca să încheiem cu tema Uniunii Europene. Modificarea în Constituție, ceea ce ține de vectorul european, va fi? Nu vrem, va fi? Când va fi? Vrem foarte mult. Vrem foarte mult chiar până la sfârșitul Îmi pare că aceste... se poate, nu mă amintesc data, dar de acum, din iunie sau iulie. Da, deja din iunie aveți dreptate, putem și până în, la sfârșitul mandatului, până în 30 noiembrie, putem vota. Și aveți votul? Această lege. Aici e mai complicat. Bineînțeles, partidul pe care îl reprezint și colegii din 50 și, dar trebuie 60 și. Avem nevoie de voturile colegilor din Partidul Liberal Democrat și din Partidul Liberal. Și ei vă susțin dacă susțineți și cealaltă modificare cu limba română. Exact. Și? Trebuie să avem discuții. Aha, negocieri. Da. Dar vrem foarte mult să aprobăm aceste modificări în Constituție. Mă uitam în arhiva mea, dumneavoastră ați fost la mine în studio în aprilie și pe 7 iulie 2017. Pe 7 iulie 2017 era a doua zi după ce ați lansat acea declarație a președinților parlamentelor celor trei țări, Moldova, Ucraina și Georgia, vis-a-vis de perspectiva europeană pentru summitul parteneriatului estic de la Bruxelles. Nu a fost această... Nu s-a dat unde verde acestui apel. Vreau să vă întreb, cerere de aderare. Anul trecut îmi spuneați că probabil în 2019 s-ar putea și până la sfârșitul 2018. Suntem în situația, în contextul european în care suntem schimbat după Brexit, după criza migranților, după rezoluția Parlamentului European de săptămâna inclusiv trecută. Rezoluția, inclusiv războiul din Ucraina, inclusiv subiectele care sunt generate în Georgia, inclusiv ce se întâmplă în Balcani, inclusiv. Iată de ce pentru noi este important să ajungem la momentul în care să fim eligibili să depunem cerere. Și bineînțeles să existe și contextul în Uniunea Europeană ca să accepte cererile de la țări ca Republica Moldova, Georgia sau Ucraina. Trebuie să muncim mult pentru asta. Anul ăsta nu va fi, înțeleg eu. Noi suntem conștienți după Brexit și după situația care este în Uniunea Europeană și în relația cu parteneriatul estic și în relația Africii de Nord și a Balcanilor de Vest. Dumneavoastră faceți referire la tot în afară de relația Republica Moldova-Uniunea Europeană. Și inclusiv relația Republica Moldova-Uniunea Europeană. Dar relația Republica Moldova-Uniunea Europeană se bazează nu pe moment emoțional de astăzi sau de mâine, dar se bazează pe un acord de asociere și pe alte angajamente care le-am asumat și noi și Uniunea Europeană. Noi suntem oameni care nu trăim cu politica de astăzi, dar în perspectiva anilor în care urmează. Alegerile, deci vreau să revenim la alegerile parlamentare. Alegerile parlamentare. Inițial, la începutul acestei sesiuni, se vorbea că s-ar putea să fie ultima sesiune. Acum se vede clar că mai sunt unele restanțe și alegerile vor avea loc cel puțin în noiembrie, cum se vorbea inițial. Am consultat subiectul cu câțiva constituționaliști care m-au convins de fapt că alegerile nici nu pot fi organizate până la 30 noiembrie, care este ziua în care expiră mandatul actualului Parlament, deoarece ar exista o decizie a Curții Constituționale care spune mandatul trebuie dus până la capăt și că momentul în care începe să cele 90 de zile. În momentul în care începe să fie considerat mandatul unui parlament este ziua alegerilor și nu ziua de constituire, de exemplu, care a fost în, dacă nu greșesc, prin decembrie sau ianuarie. Deci ziua alegerilor este punctul de referință. Și atunci, până în 30 noiembrie, nu poți să organizezi alegerile parlamentare și poți să organizezi în 3 luni de la ziua în care expiră mandatul, adică dintr-un fel de la 30 noiembrie sau 1 decembrie. Deci termenul de organizare a alegerilor parlamentare pentru următorul parlament este de la, să zicem, 1 decembrie până la 28 februarie sau 1 martie, cum calculăm noi aceste 3 luni de zile potrivit Constituției. Și care ar fi decizia? 2 decembrie, care este duminică, sau 1 martie, care este... Nu este o decizie încă luată. Eu sper foarte mult că decizia va fi luată în următoarele 2 săptămâni până la sfârșitul acestei sesiuni, fiindcă ar fi bine să fie... Să stabiliți data alegerilor. Stabilim data alegerilor, deoarece și aceeași Comisie Electorală Centrală trebuie să se desfășoară foarte multe activități de pregătire pentru alegerile parlamentare. Și după alegeri, credeți că mai este...
probabil niciun partid nu, nu mizează. Toți spun că noi vom câștiga, dar nici, toți sunt conștienți că va nu știu dacă... Coaliție. Da. Și care ar fi coaliția? Credeți că mai este posibilă coaliție cu dreapta în urma acestor evenimente? Domnul Golea, noi toți suntem conștienți de faptul că lupta politică presupune luptă, confruntare, emoții, declarații, dar în același timp noi toți suntem conștienți de faptul că după alegerile parlamentare trebuie să apară un fel de al șaselea simț și o înțelepciune suplimentară ca să fii capabil să te așezi la masă, să discuți și să lucrezi la un program de guvernare pe următorii 4 ani de zile și să faci un guvern și să-ți asumi o anumită responsabilitate. Și eu sper foarte mult că după alegerile parlamentare, luând în considerare rezultatele acestor alegeri pentru partidele care vor ajunge în Parlament și pentru acei candidați care vor veni pe circunscripții uninominale, inclusiv reprezentanții partidelor, ne vom așeza și vom găsi cea mai bună formulă pentru a crea un guvern pro-european cu respectivele partide de opoziție astăzi, care sunt foarte vocale împotriva noastră, dar în același timp, atunci, după alegerile parlamentare, vom reuși să ne așezăm să constituim o coaliție de guvernare. Trei coaliții posibile care le văd eu astăzi. Partidul Democrat cu cele de dreapta care trec, Partidul Democrat cu socialiștii și partidele de dreapta cu cele de cu socialiștii. Care ar fi mai verosimilă, în opinia noastră? Nu cea mai dorită, cea mai reală. Noastră ați descris cele trei scenarii. Eu altele nu văd, eu, nu știu dacă altele există. Logic, matematic, ele nu există, dar în același timp eu am, haide să zicem, am și un sentiment și o anumită cunoștință de cauză că eu cred că este puțin probabil, aproape deloc, să existe o coaliție între Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Deoarece viziunile sunt atât de diferite. Poate coaliție largă, cum s-a mai întâmplat în Germania, în Italia, în alte țări. Luând în considerare ceea ce spun colegii din Partidul Socialiștilor, luând în considerare cum acționează ei, luând în considerare cum atacă, începând de la vecini, terminând cu ideile legate de Uniunea Europeană, de dialogul transatlantic și multe altele, eu nu văd cum fizic să poți să faci coaliție cu Partidul Socialiștilor. Și Partidul Democrat va bate în partidele de dreaptă, cum a făcut-o în campania electorală pentru alegerile primarului de Chișinău? M-ați auzit pe mine să am auzit posturile de televiziune care sunt afiliate Partidului Democrat. M-ați auzit? Eu sunt vicepreședinte de partid și sunt președinte Parlamentului. M-ați auzit să atac partidul PAS sau platforma? Din potrivă, dumneavoastră ați spus că ați votat pentru... Pe colegul meu, vicepreședinte, prim vicepreședinte a partidului, domnul Filip, l-ați auzit? Domnul Filip nu se ocupă. Da, pe domnul Plahotniuc l-ați auzit să atace platforma, da, sau PAS-ul? Deci nu veți ataca. Eu am mai spus-o probabil și la alte emisiuni. Dacă ați observat, încercați să... Dumneavoastră sunteți un foarte bun analist și le analizați foarte bine în detaliu. Urmăriți, vă rugăm frumos, ultimii 2 ani de zile, când noi am atacat sau când noi ne-am exprimat mai negativ față de aceste două partide. Doar atunci când noi am fost foarte dur atacați pe nedrept și noi am ripostat. Atât. Să vedem. O întrebare pur pragmatică care chiar mă interesează de mult. Sistemul de vot electronic în Parlamentul Republicii Moldova, când va fi introdus? Mie mi-e rușine când dumneavoastră rugați numărătorii, vă rog să numărați. Da, vă rog frumos. Da. De aceea așa suntem rușine. În secolul 21, domn președinte. Domnul Gulea, dar păi sunt parlamente occidentale care ridică mâna de 200 de ani și continuă ca o tradiție bună. Sunt, vă explic care, după toate câte s-au făcut în acest parlament. Lucrurile. Vă explic cum stau lucrurile. Dar succes. A fost cumpărat un sistem așa. Care are, nu are, are soft de bază care presupune că nu poți să-l folosești pentru vot electronic și presupune o anumită investiție în acel sistem. Asta e ce ține de sistemul ăsta care e la noi cu butoane. Cât numai durează puțin. Investiția numai asta? Puțin. Cât costă? Numai puțin. Toți cei care se ocupă de chestiuni tehnice și inclusiv experți străini au spus nu investiți în sistemul ăsta. Fiindcă nu o să aveți decât poate numai bucățica asta, dar cheltuiți o grămadă de bani și de timp. Introduce sistemul e-parlament, care este un sistem mult mai vast și este un sistem care așa se numește administrarea ședinței plenare. Și s-a desfășurat un concurs de PNUD, a fost selectată o companie din Europa, PNUD-ul a alocat bani și partenerii din peste hotare, noi, Parlamentul Republicii Moldova, am alocat bani. Această companie acum face
planul de introducere a sistemului e-Parlament, care are și votul electronic, care are multe alte componente, și ei, la sfârșitul lunii iulie, încep lucrările. Și va fi în următorul Parlament. Eu cred că chiar și acest Parlament o să mai prindă votul electronic. Pentru că aici este o întrebare despre gardul în jurul Parlamentului și vroiam să vă propun în loc de gard, poate să cheltuiți banii pentru sistemul. Dar unul nu exclude alta. Mie nu-mi plac gardurile, pur și simplu. I-am spus și domnului președinte Dodon că nu e bine și în jurul universităților. Noi, moldovenii, suntem primii la garduri. Nu este adevărat. Noastră ați fost în Parlamentul Marii Britanii, Parlamentul Austriei, European. Parlamentul Franței, Parlamentul Germaniei, Parlamentul... Toate au un anumit aranjament. Sunt parcări, există anumite delimitare. Aceste clădiri sunt cu regim special. Așa e și în legea, nu numai Republicii Moldova, dar în toată lumea. Și regimul special presupune anumite restricții, inclusiv de deplasare și mai departe. De ce nimerăm? Noi trăim într-un secol 21, inclusiv a unor elemente de securitate. Da, domnul președinte, mai am atâtea întrebări la dumneavoastră. Și ce nu vă place gardul? Uitați-vă, nici nu e înalt. Chiar nu-mi plac gardurile. Oamenii oricum, și noi nu punem gard în față, cum a pus președinția, acolo va rămâne deschis. Da, președintele Dodon mi-a spus că nu ține de dânsul, gardul deja era, dar mă rog. Dlecivos, să-l dea jos. Da? Îi sugerăm. Для чего спикеру парламента собственный флаг? Разве для уважения себя и страны недостаточно государственного флага, Елена Раду? Eu astăzi am aflat mai multe detalii în privința aceasta, fiindcă astăzi s-a votat în Parlament. Standardul. Se pare că în anul 2011 a fost votată o lege, legea cu privire la drapelul național. În 2010 am citit eu legea astăzi, pe 26 noiembrie Bravo. 2010. Știți mai multe decât mine, că eu abia am văzut că e stabilit. Și în acea lege, votată în 2010, nici nu mi-aduc aminte eu să fi votat eu așa știu. Ceva, deși eram deputat din noiembrie 2010, probabil asta s-a făcut înainte de noiembrie 2010. Conform aceste legi, vă spun eu, standard trei, trebuie... 4. 4, că nici asta nu știam. Ministrul Apărării, tot la are fel, standard. Trebuie să aibă standard. Deci sunt 4 instituții care au standard. Deci tot ce au făcut colegii, se execută legea. Am înțeles. Președinția astăzi are standard, prim-ministru are astăzi, ministrul Apărării probabil are și a venit... Timpul să aibă nu Andrean Candu, dar președintele Parlamentului, inclusiv cel care va fi pe viitor. Am înțeles. Aveți niște restanțe vis-a-vis de Găgăuzia, Parlamentul Republicii Moldova. De acele două legi au fost adoptate și au fost... Restituite de președintele țării. Și nu au mai fost votate. Două plus una care nu a fost votată, trei. Nici nu vor fi votate până la sfârșitul acestui Parlament, deoarece există opinii diferite, inclusiv în coaliția de guvernare, dar... Grupul de lucru care funcționează în Parlament împreună cu colegii din Adunarea Populară a Găgăuzii s-a muncit atât de bine și atât de mult că în ultimii 2 ani de zile au fost operate mai mult de 400 de modificări în legislație legat de sau în beneficiu comunității. Am înțeles, dar aceste legi rămân pentru următorul Parlament. Rezoluția Adunării Parlamentare a OSCE, care a fost adoptată recent alaltă ieri, da? Este acolo un punct despre cooperare parlamentară între deputații din dreapta și stânga Nistrului. Da. Se recomandă, nu s-a făcut nimic, cu părere eu personal am avut tentative să mă văd și cu precedentul și am reușit și cu actualul domnul Burla și cu actualul așa numit președinte al legislativului din Tiraspol. Cu acesta... Toate mesajele mele și tot merg ca în... Am înțeles. Dacă eu nu pot să trag cu arcanul pe cineva care nu vrea. Am înțeles. Relațiile cu Rusia este un capitol aparte, dar aici vreau să vă întreb ultima decizie de ieri, prin care domnul Dmitri Kozak, viceprim-ministru al Federației Rusiei, a fost numit în funcție respectivă. Cum o apreciați? Pentru relațiile economice și cu Republica Moldova. Da, și targovă economice. Da. Ce să zic? E o surpriză pe de-o parte. Noi avem, haideți să zicem, o experiență nu prea bună cu precedentele inițiative și documente generate de echipa domnului Kozak și de dumnealui personal. De 15 ani? Să vedem, poate lucrurile s-au mai schimbat în ultimii 15 ani și vom vedea cu ce vine domnul Kozak de această dată în relația cu Republica Moldova, luând în considerare competențele care i-au fost acordate prin decretul președintelui Putin. Probabil va fi responsabil și de această
dimensiune cu Transnistria? Competențele lui vorbesc despre, într-adevăr, relațiile economico-comerciale. De aia o să ne referim la ele în mod special tot, și nu la Transnistria. Aspectul. Da, vedem. Pentru Transnistria avem formatul 5 plus 2, care așa parcă funcționează bine, parcă șchiopătând uneori, dar e un instrument. Așa o întrebare. Laura Codruța Coveși a rămas fără lucru. Nu, eu înțeleg că dumneavoastră este procuror în procuratura Sibiu. Nu vreți să o invitați la Chișinău? Da, noi procurorii trebuie să fie cetățenii Republicii Moldova, de câte înțeleg. Ei, da, cetățenie. Dacă se dă cetățenii contra plată, de ce să nu se dea pentru lupta? Eu cred că noi avem procurori foarte buni și în Republica Moldova. Eu apreciez foarte mult pe doamna Coveși, deoarece suntem absolvenți din aceeași facultate. Și vreau să vă spun că discutăm și chiar cunoașteți? Cu... Nu, eu n-am cunoscut-o. Ea cu 2-3 ani înaintea mi-a absolvit facultatea, dar cunosc colegi de-a ei care mi-au fost și profesori și acum la fel sunt profesor la Cluj și îmi povestesc despre ea și despre performanțele ei din timpul facultății la superlativ. Deci e un profesionist desăvârșit și foarte bun. Dacă ar fi voie dumneavoastră, ați invita-o. Da. Poate îți sfătuiți și pe domnul președinte Dodon, care e responsabil de numirea procurorului general. Nu prea comunicăm noi cu domnul Dodon pe așa ceva și noi avem un procuror general numit... Acest aspect nu l-am, nu l-am discutat astăzi. Despre garda ați discutat, despre relațiile dumneavoastră cu președintele Dodon. Da. Elena Ройтбург, если закон о функционировании языков устарел, планируется ли разработать и принять новый? Отвечающий современным требованиям, если да, то когда? Vă spun sincer că decizia Curții Constituționale, deși nu am dreptul să o tare mult să o critic, m-a surprins când a vorbit despre căderea în desuietudine. Și aceasta corect, nu este favorabilă. Dar noi nici aceasta nu este favorabilă. Eu personal am aflat acest cuvânt, desuietudine. Eu știu că de la facultate l-am învățat. Deci nu mai este actual. Asta înseamnă desuietudine. Nu mai... corespunde realității. Eu cred că Republica Moldova trebuie să aibă o lege de funcționare a limbilor și eu sper foarte mult cu ori Comisia pentru Drepturile Omului și de specialitate în Parlament sau eventual Ministerul Justiției sau eventual biroul care îl avem noi să, din cadrul Guvernului să genereze poate o lege nouă în acest domeniu. Dar timp mai avem să votăm, de aia... Nu cred că în acest parlament. Timp mai avem. Eu cred că septembrie și octombrie vor fi încă luni destul de active pentru acest parlament, indiferent de ziua care va fi alegerile. Dar oricum va fi populist preelectoral și legile se vor adopta foarte complicat, mai ales de genul ăsta cu limbele. Fiți de acord că pentru Partidul Democrat ăsta este un plus o astfel de lege. Da, dar va încercula să speculeze și Partidul Socialist, să ceară mai mult. Dați seama. Campanie electorală. Preotul Vitalie Șâncari, care este destul de cunoscut, are o întrebare tradițională către invitații mei. Ce citiți și ce priviți? Ultima carte citită, vreau să vă spun că cu regret am aflat de ea mai târziu. Mulți colegi și mulți prieteni mi-au spus, dar tu nu știai că există așa ceva? Vreau să vă spun că nu. Atlas Revoltă sau Revolta lui Atlas, cunoscut ca Atlant Raspragăl Plece în limba rusă. Eu am citit-o în limba română și am citit-o recent și am rămas foarte impresionat. Am citit-o și am în rusă. Că și la mine s-au schimbat ceva. Am citit-o cap. În rusă, da. Probabil în rusă e mai fain, dar aș citi în engleză, că de obicei citesc mai mult în engleză, dar am primit-o cadou în limba română și am citit-o în română, dar traducerea în română nu mi se pare foarte bună. Atlant Raspragăl Plece. Da. Și din filme, ultimul film care l-am privit, ultimul timp mai văd și mai când prind câte o bucățică pe undeva prin avion, vreun serial, vreun episod, dacă e un serial interesant, îl privesc, dar ultimul film pe care l-am privit e Beirut, care despre operațiunile din Liban, din Beirut, anii 70-80 și cele întâmplate în acea perioadă, fiindcă, sincer, mă și pasionează puțin acea regiune, Orientul Mijlociu, cele întâmplate. Am și călătorit în acea zonă, îmi pare rău de ceea ce se întâmplă chiar în zona regret, respectivă, da. Fiindcă eu n-am fost, de exemplu, în Siria. Am prieteni și colegi care au fost și în Siria acum vreo 10 ani de zile și spuneau că e șoc. Acum ceea da. Ce este, am fost în Beirut, am fost în alte state și de aia și filmul mi-a plăcut și mi-a atras atenția. Da, de acord. Referitor la zonă, filmul ne-am privit. Asta este ceea ce am reușit și noi rămânem cu restanțe pentru toamnă.
Eu revenim la început de sesiune, așa cum avem noi o tradiție bună. În septembrie, spre sfârșit de septembrie. Mulțumesc că ați acceptat, domnul președinte. Și le mulțumesc și telespectatorilor dacă au urmărit această emisiune. Vă doresc să aveți o vacanță frumoasă și dumneavoastră. Un bun sfârșit de săptămână. Mulțumesc și dumneavoastră. Уважаемые телезрители, это была «Пятница» с Анатолием Голей. Немножко мы вышли за пределы времени, но это была последняя передача в этом сезоне. И если ничего чрезвычайного не произойдет, если нам политики разрешат отдыхать и в августе, и в начале сентября, то мы увидимся ближе к концу сентября. Я Анатолий Голей, всего вам доброго, хорошего отпуска тем, кто будет отдыхать.